Salutare tuturor și bine v-am găsit! Am avut o săptămână foarte dinamică la Bursa de Valori București. Principalul indice bursier s-a apreciat cu peste 3% și vă propun în continuare să ne uităm la câteva companii care au impresionat sau care mi-au atras atenția în această săptămână. Am să fac switch acum pe desktop-ul meu, deoarece am pregătit o scurtă prezentare. Îmi place să vin pregătit la întâlnirile cu voi și am pregătit o scurtă prezentare PowerPoint. În primul rând, haideți să ne uităm la ce s-a întâmplat pe principalii indici bursieri. Indicele S&P 500 a avut o corecție în această săptămână. Companiile din sectorul tehnologic, sectorul tech, după ce au avut o evoluție spectaculoasă, s-au cam corectat și asta a stârnit puțină panică pe bursa din Statele Unite. În schimb, după cum vedeți, indicele BET a cam evoluat bine în ultima perioadă. Am avut o creștere de 3,3% în această săptămână și încă față de indicele S&P 500 suntem încă departe, mai avem de recuperat. Principala companie care probabil a atras atenția în această săptămână a fost evoluția acțiunilor Băncii Transilvania, care s-au apreciat accelerat. Dacă ne uităm aici pe un grafic, vedem că și volumele de tranzacționare aici în partea de jos au fost destul de mari și recent Banca Transilvania a reușit să depășească acest prag de rezistență de 2,4 lei pe acțiune. Era un prag destul de important, de unde eu cel puțin credeam că vom mai sta puțin sub acel prag înainte ca acțiunile Băncii Transilvania să meargă mai sus. Dar ce a determinat această creștere accelerată pe acțiunile Băncii Transilvania? În primul rând, în luna octombrie, luna septembrie și octombrie este o lună importantă pentru Banca Transilvania. În primul rând, ne apropiem de data de înregistrare pentru dividende, care va fi la începutul lunii octombrie. Un dividend de 11 bani pe acțiune poate părea o nimica toată, dar la prețul curent al acțiunilor Băncii Transilvania înseamnă un randament de 4,6%. Asta după o creștere, după cum am văzut, accelerată a acțiunilor. Randamentul era chiar peste 5% zilele trecute. Data ex dividend pentru dividendul cash este de 2 octombrie. Totodată, în luna octombrie mai avem un eveniment important. Banca Transilvania va distribui o acțiune gratuită pentru 10 deținute. Data ex pentru aceste acțiuni gratuite este 14 octombrie. Totodată, acțiunile Băncii Transilvania vor fi incluse în indicii FTSE Russell. Bursa de Valori București va face pasul către statutul de piață emergentă în luna septembrie și Banca Transilvania va fi una dintre companiile care va fi introdusă în acești indici FTSE Russell și acțiunile băncii vor fi în atenția mai multor fonduri mari de investiții. Așadar, am putea vedea fonduri mari de investiții care să vină să includă acțiunile băncii în propriul portofoliu de investiții. Următoarele repere la care aș fi atent dacă aș fi investitor în acțiunile Băncii Transilvania și sunt unul dintre investitori, sunt 2,5 lei și 2,6 lei pe acțiune. Probabil la aceste praguri vor fi mulți investitori care vor marca profitul. De altfel și la pragul acest de 2,4 lei pe acțiune vedem că au fost mulți care au marcat profitul. Probabil vom vedea noi marcări de profit la 2,5-2,6 lei pe acțiune. O altă companie care urmează să fie inclusă în indicii FTSE Russell și a cărei acțiuni au cam stagnat în ultima perioadă sunt acțiunile Nuclear Electrica, care, după cum vedem, au aici o evoluție laterală, foarte latentă, așa. După părerea mea, aici sunt vânzători mari. Vedem că pragul de 17 lei pe acțiune a fost testat în mai multe rânduri și nu a putut fi depășit. Eu cred că aici sunt niște fonduri mari de investiții, niște investitori mari instituționali care marchează profitul la pragul de 17 lei pe acțiune sau sub 17 lei pe acțiune și din această cauză pur și simplu cumpărătorii nu au încă atâta de multă forță ca să împingă acțiunile peste pragul de 17 lei. Recent, analiștii de la Goldring au făcut o analiză pe profiturile, pe evoluția următoare a acțiunilor Nuclear Electrica și conform
Raporturile de analiză pe care îl găsiți pe site-ul Goldring, vă invit să intrați pe site-ul Goldring, să vă abonați și la newsletter-ul lor. Au un newsletter zilnic din care puteți afla principalele evenimente bursiere. Găsiți acest raport de analiză pe site-ul lor, la secțiunea Analize. Ei au făcut un calcul și prețul țintă pe care l-au dat pentru acțiune nucleară electrică este undeva peste 19 lei. Am făcut aici o captură cu raportul lor de analiză, unde ei au comparat principalii indicatori a acțiunilor nucleare electrică, a companiei nucleare electrică, cu principalii indicatori a altor companii care evoluează în același sector de activitate, adică producția de energie electrică. Și vedem aici companii din Statele Unite, din Franța, din SUA, China, care vedem aici principalii multipli de preț, Enterprise Value pe EBITDA, marjele de profit, indicatorul PER, și vedem că acțiunile nucleare electrică sunt mult mai ieftine față de acțiunile altor companii din același sector de activitate. În schimb, marja de profit este mult mai mare, este peste media sectorului și avem și o rentabilitate a activelor de 6,9 față de 2 cât au celelalte companii din același sector de activitate. Deci avem de a face cu o companie ieftină, dar care este mult mai profitabilă din punct de vedere a marjelor de profit și mult mai rentabilă. Așadar, ar trebui să valoreze mai mult acțiunile companiei conform raportului Goldring pe care vă invit să-l studiați. Dacă ne uităm la top evoluții pozitive în luna septembrie, vedem pe primul loc acțiunile Norofert cu o apreciere de 14%. Despre Norofert am discutat pe larg într-un episod al videoblogului. Găsiți discuția mea cu Vlad Popescu pe canalul de YouTube Investește la Bursă. Vă invit să vedeți acel video. Am făcut o analiză pe larg a acțiunilor Norofert și totodată am discutat și cu Vlad. Vă invit pe canalul de YouTube Investește la Bursă să vă abonați și să vedeți acest clip foarte interesant, discuția cu Vlad și foarte deschis Vlad să răspundă la toate întrebările. Vedem o evoluție de 14% pe acțiunile Norofert, un 8,3% pe acțiunile Băncii Transilvania, despre care am discutat, Ascendia, o companie de pe sectorul aero care activează în sectorul IT, o creștere de 7,3%, acțiunile BRD care s-au apreciat împreună cu acțiunile Băncii Transilvania, sectorul bancar de altfel a avut o evoluție bună în luna septembrie, după o perioadă în care acțiunile BRD au cam rămas la același nivel, și acțiunile iHunt care au crescut cu 5,4%. De altfel, iHunt raportase un profit destul de bun, surprinzător de bun pentru prima parte a anului 2020. Totodată, pe final, vă invit în comunitatea Investește la Bursă, unde veți găsi rapoarte financiare actualizate, date istorice începând cu anul 2015. Totodată în comunitatea Investește la Bursă am făcut o analiză pe larg a acțiunilor Norofert și a perspectivelor pentru partea a doua a anului, după discuția cu Vlad și analizând mult mai atent raportul companiei. Și totodată veți avea și un pachet de comisioane speciale oferite de Goldring și posibilitatea de a subscrie în plasamentele private intermediate de companie, tutoriale și materiale speciale. Găsiți toate detaliile pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Comunitate.